Dragilor, sunt Georgiana Lovan și astăzi am un super vlog pentru voi. Pentru voi, dragile mele fete, dragile mele prietene, dragile mele admiratoare. Vreau să vă spun că știu că m-ați rugat foarte multe dintre voi pe pagina mea de Instagram să vă arăt cum mă machiez eu și care este rutina mea de zi cu zi, dar în general care este make-up-ul care mie îmi place și care mie mi se potrivește și care mie îmi scoate trăsăturile în evidență. Iată, acesta este și vreau să vă arăt în momentele care vor urma pașii prin care am trecut ca să ajung la un astfel de machiaj. Sper să vă placă! Deci, să începem, dragilor! Am să vă arăt un machiaj, după cum v-am spus, foarte practicat de mine. În momentele în care ori filmez vloguri, ori vreau să ies în oraș cu prietenele mele, sau vreau să ies la shopping, sau vreau să merg până la studio. Deci este un machiaj pe care îl folosim majoritatea fetelor. Un machiaj de zi cu zi, aș putea să spun. Haideți să începem! În primul rând, vreau să vă spun că întotdeauna, înainte să mă machiez, îmi aplic crema hidratantă de față de la Eva Therm cu 50 SPF. Iată, despre aceasta este vorba. De fiecare dată o aplicăm pe tenul nostru. Nu numai această cremă este bună, puteți să folosiți orice cremă hidratantă care să vă protejeze fața. Aceasta, după cum ați văzut, este cu protecție solară 50. Să nu uitați, este foarte important să folosiți cremă hidratantă de față, dar să fie cu protecție solară, pentru ca să ne protejăm fața de razele soarelui. Știți voi, să nu ne apară pete, să nu avem probleme cu coșurile, în orice anotimp. Această cremă, bineînțeles că ne ajută să prevenim ridurile și îmbătrânirea tenului. După ce am aplicat această cremă hidratantă de față, vreau să vă spun că următorul meu pas este de a-mi aplica acest balsam de buze de la La Mer, pe care l-am cumpărat din Sephora. Este foarte bun și îmi hidratează buzele. Și continuăm. Cu ce continuăm? Putem să aplicăm o bază de machiaj. Eu folosesc de obicei baza de la Inglot, o bază matifiantă. O putem folosi pe aceasta, punem doar puțin. Dar nu întotdeauna aplic această bază. Acum o aplic să vedeți și voi cum e, pentru că voi filma și sper să reușesc să filmez mai multe lucruri pe care mi le-am propus astăzi, așa că doresc să am un machiaj cât mai rezistent. În general folosesc această bază și când merg la anunț. Eu v-am povestit vouă că mă machiez singură când merg la anunț, pentru că nu am timp să merg la make-up. Continuăm cu fondul de ten. De un an folosesc de fiecare dată fondul de ten de la Estée Lauder, pe care îl cumpăr din Sephora. Este un fond de ten foarte, foarte bun din punctul meu de vedere, are o acoperire foarte mare și ține destul de mult. Noi întotdeauna avem nevoie să ține fondul de ten mult. Nu știu ce fată n-are nevoie să ține fondul de ten. Și ca să vedeți cum îl aplic, întotdeauna îmi pun aici pe mânuță. Și am un burețel, am aici mai multe burețele, hai că luăm pe ăsta mai frumos. Aplicăm frumos, frumos. Burețelul este spălat, curat și umezit. Așa ne ajută mult mai mult să ne aplicăm fondul de ten. Când burețelul este uscat, suntem mai mult încurcate, pentru că el absoarbe tot fondul de ten. Și ca să vă mai spun un secret, vreau să vă zic că astăzi am ajutoare. Astăzi în spatele camerei este nimeni altă decât sora mea, Ioana! Hai, Ioana, fă-ne cu mâna! Bună! Vreau să vă spun că am rugat-o să mă ajute cu filmarea, vreau să filmez ceva frumos și pentru că acest machiaj necesită o filmare frumoasă, am nevoie de un om care să mă filmeze, pentru că singură nu pot să filmez în timp ce mă machiez. Am ales să o aduc pe Ioana. Da, cine? Cui i-ai adus capela, Ioana? Păi da, că nu știu, nu știu că se poza hăță. Dragilor, nu vreau să omit acest pas și vreau să vă spun că este foarte important să coborăm cu fondul de ten până la baza gâtului, pentru că dacă nu coborăm cu el, se va vedea diferența între gât și față. Întotdeauna fondul de ten este puțin mai dur, orice fond de ten am folosit, tot se vede diferența între fața noastră naturală și el. Așa că întotdeauna, ca să nu părem caragioase și să fie treaba bună ca la carte,
fie oblă treaba, cum se zice la noi în Ardeal, vreau să vă spun că este foarte important să coborâm cu el până la baza gâtului, în cazul în care purtăm tricouri, purtăm bluzițe, dar în cazul în care purtăm rochițe, atenție, întotdeauna aplicăm fondul de ten până la bust, da? Până la sân. Și este foarte important să fie aplicat uniform. Și pasul următor este acest concealer de la MAC. Îmi plac produsele celor de la MAC, sunt foarte bune. Vreau să vă spun că eu acest concealer îl aplic, bineînțeles tot aici, dar vreau să vă arăt în ce zone ale tenului le aplic eu. Sub ochi, ca să-mi luminez fața și ca să-mi acopăr cearcănele. Vreau să vă zic că nu sunt make-up profesionist absolut deloc. N-am urmat niciun fel de curs de make-up, deși mi-aș dori să urmez un curs de automachiaj, pe care cred că în vara acestui an, dacă scăpăm de această pandemie și vin vremurile bune, cred că îl voi urma. Și vreau să vă spun că eu în acest vlog vreau doar să vă arăt rutina mea oarecum de zi cu zi, în momentele în care mă machiez și machiajul pe care eu îl folosesc cel mai des. Bun, după ce am trecut de partea ochilor, a cearcănelor, aplicăm, uite aici, pe năsuc. Pe năsuc, pentru că vrem să ne luminăm și năsucul și ajungem până deasupra sprâncenelor. Cel puțin eu așa îl folosesc. Și ați văzut că am și deschis fondul de ten, pentru că acest fond de ten pe care eu l-am aplicat este o nuanță mai închisă. Îl folosesc în perioadele de vară, în perioadele călduroase, în care noi profităm de lumina soarelui și ne bronzăm. Ei, vedeți cum s-a deschis fața? Nu mai am fond de ten închis pe față, tocmai datorită acestui concealer. Atenție, nu trebuie să aplicăm foarte mult produs pe ten, pentru că nu avem nevoie să ne încărcăm fața, da? Mai ales dacă avem un ten frumos curat, nu are rost. Dacă tenul nostru este puțin cu tentă acneică, în același timp trebuie să avem grijă ce produse folosim, dar ce cantități le folosim, ca să nu încărcăm mai mult. Să nu facem rău nici tenului, dar nici să nu exagerăm și să arate urât. Și acum, pentru că mi-a mai rămas puțin produs, dar nu numai, dăm puțin și pe gât. În general, mi-l aplic în această zonă. Bun, am terminat cu fondul de ten, am terminat cu concealerul, așa că luăm un șervețel, ne ștergem pe mânuțe ca să nu murdărim celelalte produse cu care vom lucra în continuare. Bun, e bine, continuăm. Pasul următor este această pensuliță pe care eu o ador și pe care o am de aproximativ 3 ani. Această pensulă se folosește la pudră. Pudra pe care eu o îndrăgesc și pe care o folosesc tot așa de mai bine de un an este cea de la Inglot. Ia uitați, este o pudră pulbere matifiantă, dar în același timp mai combin. Îmi place să folosesc și pudra de la Sephora. Aceasta fixează foarte bine. Este translucidă. Asta așa arată. Are un burețel. Iar aceasta de la Inglot pe care o vom folosi la acest machiaj, uite cam așa arată. Și după ce am pus pudrica, facem așa un pic cu pensulica. După cum vedeți, aplicăm pudra prin tapătare. Astăzi vreau să vă spun că este duminică, în momentul în care ne filmăm, așa că avem timp să filmăm și să stăm la povești. Pasul următor este acela de a ne contura fața. Eu folosesc de la Kat Von D această palețică de culoare. Hai să o deschidem să vedeți. Care îmi conturează fața și îmi pune în evidență trăsăturile. Tapotez puțin. Uite, pac, pac. Și de sus în jos, în această zonă a pomeților, ne evidențiem trăsăturile. Eu nu știu să explic în termenii pe care îi folosesc make-up artiști, așa că probabil dacă voi fi urmărită și de vreun make-up artist, îmi va atrage atenția, dar să nu vă supărați pe mine, pentru că nu am studii în acest domeniu, deși mi se pare un domeniu absolut minunat.
și felicit make-up artiștii profesioniști, cei care știu să pună trăsăturile noastre ale femeilor în evidență, pentru că este o artă să știi machia frumos, să știi să scoți în evidență ochii, nasul, buzele, pomeții, fruntea. Deci este foarte important să știi unde să pui produsul. Eu am învățat să mă machiez datorită experienței pe care am acumulat-o în toți acești ani de cântat, în toți acești ani de muncă, și vreau să vă spun că eu cânt de ceva timp. Am început să cânt de la vârsta de 4 ani, dar demachiată am început să mă machiez doar de prin clasa 7-8-a, doar așa puțin cu rimel, cu un pic de gloss pe buze, cu un pic de pudrică, fără fond de ten. Cu fond de ten am început să mă dau prima dată când eram în liceu. Și nu erau atâtea produse, sau cel puțin nu știam eu de așa ceva. Sub mandibulă puțin și în această parte a gâtului. Deci este culoarea foarte, foarte deschisă și îmi luminează partea aceasta. Bun, și ce am descoperit eu de câteva luni este acest fard de sprâncene de la Anastasia, este absolut demențial. Cu periuța, frumos, ne pieptănăm sprâncenele și cu pensulica punem fard pe ele. Pensulă fard și uite, facem așa. Prima dată le conturăm ușor. Deci, am rămas la acest căpăcel. Hai să vedem cu pensulica ce minuni facem noi din sprâncenele mele acestea subțiri și urțele. Dacă scoatem niște sprâncene, wow! Și încep cu această parte. Dar întotdeauna le conturez ca să știu pe unde să dau. Iar apoi încep cu partea de sus, dar de la mijlocul sprâncenei spre final. După cum vedeți, nu sunt pensată. Eu aveam sprâncenele până undeva în baza, la baza ochiului, undeva aici, da? Erau destul de lunguțe și ea mi-a zis, trebuie să le pensăm și să facem tatuajul mai scurt, uite, până aici, pentru că îmbătrânește. Îmbătrânește ca sprânceana să coboare. Îți coboară efectiv pleapa, îți coboară ochiul. Dacă tu vii cu sprânceana cu această parte undeva până la jumate, îți ridică ochiul și te întinerește. Acest lucru l-am învățat de la Geta și îi mulțumesc din suflet. Vă învăț și pe voi pentru că mi-am dat seama că are dreptate și știe ce vorbește, știe ce spune. Ei, după cum vedeți, mi-am aranjat codița ochiului. Vedeți diferența între codița aceasta și codița aceasta? Ce ziceți? Și luăm din nou căpăcelul. Acum lucrăm doar cu căpăcelul. Mai punem o tură de pensulică în el. Și venim în partea de jos, unde umplem zona pe care noi am conturat-o și pe care noi dorim să o colorăm. Întotdeauna începem de aici. Partea asta se poate și are nevoie să fie mai accentuată, da? În culoare. Partea aceasta din față este important să nu fie atât de evidențiată, astfel încât să aibă un aspect cât mai natural. Ei bine, dragilor, uitați diferența. Iată, sprâncenele mele sunt gata, stilizate. Sper că vă plac. Mie îmi plac enorm de mult. Îmi place acest stil. Simt că mă avantajează. Vreau să vă spun că următorul pas, dar este opțional, este acest gel fixator de sprâncene. Nu știu cum îi se spune, dar vreau să vă spun că este foarte, foarte, foarte bun. Iată, are o pensulică, uite așa. Și pur și simplu este un gel. L-am cumpărat din Sephora. Rezistă 24 de ore. Cum? Uite, îmi și strălucesc, par mult mai naturale, sunt efectiv pieptenate cu gel și acel gel îți dă senzația de sprâncene groase, cu volum, frumoase, naturale. Ce ziceți? Mie îmi plac foarte mult. După cum vedeți, în această perioadă în care noi stăm acasă,
și stăm acasă cam de vreo 2-3 săptămâni deja. Genele mele deja sunt cam nenorocite, săracele, în sensul în care au căzut din ele, pentru că deja au 2 luni și ceva de când au fost aplicate. Deci s-au rărit, au căzut și nu mai am ce să fac. Am vorbit cu Nelicea, care îmi pune mie genele, mi-a dat un sfat, mi-a spus cum să le dau jos și o să trec și la acea parte, probabil o să filmez să vă arăt și vouă. Din câte am înțeles, este foarte simplu, dar vom vedea, vom filma și vom vedea. Până una alta, dacă genele mele nu arată frumos așa cum mi-ar plăcea mie să arate, noroc cu acest eyeliner care mă va scoate din această situație. Este un eyeliner de la Kat Von D, pe care l-am cumpărat tot din Sephora și este foarte practic. Întotdeauna nu strâng ochiul, pentru că dacă îl strâng, uite, tremură. Întotdeauna las așa ușor, chiar întredeschis, pot să și vrăvesc. Ei bine, mi-am aplicat și eyelinerul. Am uitat să punem puțin iluminator și sub sprâncene. Uite, acesta tot de la Anastasia. Eu l-am cumpărat din Sephora, cred că doar în Sephora se găsește. Trecem și la puțin sclipilici. Și haideți să vedeți la care. Eu de data aceasta îl folosesc pe Butterscotch. Mai sus de pomete, mai jos de ochi. Și acum, aici un pic pe năsuc. Ca să ne luminăm fața. Și luăm pensulica mai mică, care ne ajută mai bine. Și dăm puțin și aici la pusințe. Și aici puțin. Așa? Putem să mai aplicăm puțin, puțin aici pe bărbiță, dar foarte puțin. Și acesta încercăm să-l omogenizăm un pic. Eu astăzi am optat pentru un machiaj cât de cât spre natural, un machiaj care necesită, din punctul meu de vedere, un nude pe buze. Continuăm cu acest creion de la Melchior. Este nuanța 12102. Și am întâmpinat o problemă, creionul meu nu era ascuțit. Hai să vedem cum îmi creionez eu buzele, să le scot puțin în evidență. Un truc pe care m-a învățat prietena mea, make-up artist Alexandra Cadar din Bistrița, la care eu merg cu mare, mare drag și care îmi place foarte mult cum mă machiază. După ce ne-am creionat buzele, cu dosul creionului, facem așa. Uite așa. Ei bine, next. Deci uitați, le-am pe acestea 4. De la Anastasia, de la NYX, de la Made Me, pe care l-am de pe Makeup Shop, și de la Sephora. Vreau să vă spun că astăzi îl voi alege pe acesta și o să vedeți de ce. Nu mai are foarte mult produs în el, dar tocmai pentru acest fapt îl voi folosi și o să vedeți de ce. Creează un efect foarte frumos. E un roz care merge un pic spre nude, un roz spre piersicuță, aș zice eu, și mă ajută foarte mult să îmi deschid fața, să-mi colorez fața, mai bine zis. Ei bine, vedeți de ce vreau să-l folosesc? Intru foarte tare în conturul pe care mi l-am creat buzelor, pentru că vreau să rămână și acea culoare. Ei bine, mie îmi place enorm de mult, dar după ce am aplicat aceste două produse, vom trece la puțin sclipici. Ăsta e un pic așa mai glowy, e foarte, foarte fain, de la Anastasia, tot din Sephora l-am cumpărat. Și hai să vedem dacă are și un cod Sunscape. Trece la treabă, da? Buzele contează foarte mult în machiaj, pentru că pot să strice machiajul sau pot să îl intensifice în frumusețea lui. E bine, fetelor, ce credeți că am terminat? Nu! Accesoriile sunt o parte foarte importantă. Eu astăzi am ales aceste perluțe
care pe mine mă bine dispun, nu de alta, dar sunt și foarte finuțe, rafinate și ne scot din aproape orice. În mod normal, când sunt acasă și filmez, îmi place să mă parfumez pentru că parfumurile mie îmi dau o stare de bine, cred că tuturor ne dau o stare de bine. Și ca să nu folosesc foarte mult parfum, am foarte multe esențe pe care le-am primit din tot felul de magazine de unde am achiziționat produse. În general, îmi cumpăr parfumurile după starea mea de spirit. Asta miroase foarte bine. Ca să fiu frumoasă și să vă transmit și vouă un aer fresh, dar în același timp puternic, pentru că mi-e plac parfumurile puternice, astăzi folosesc această esență și vă trimit un aer proaspăt de primăvară. Ei bine, dragile mele, vă mulțumesc din suflet că m-ați urmărit. Iată, astăzi am realizat un nou vlog special pentru voi, pentru cele care m-ați rugat să vă arăt un machiaj pe care eu îl realizez în viața de zi cu zi, dar îi putem folosi foarte bine și în videoclipurile de melodii, așa un pic mai spre popular sau chiar popular sau de pliceț. Vreau să vă spun că am ales câteva produse care sunt foarte accesibile oricăruia dintre voi și am vrut să vă arăt care este procesul pe care eu îl urmez în a scoate un astfel de machiaj pe chipul meu. Sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, vă invit să dați subscribe canalului meu de YouTube și să așteptați să vedeți și următoarele videoclipuri pe care le voi posta special pentru voi. Sper să vă inspir și sper să vă placă. Vă pup și până data viitoare, toate cele bune, pupici!